Vă salut și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi vom discuta despre un subiect destul de important, în ce companii să investim 2000 de euro. Pentru materialul de astăzi eu am ales suma de 2000 de euro pentru că mi se pare o sumă rotundă. Evident că suma poate fi diferită. Dacă voi vreți să vă faceți aceeași structură pe care am făcut-o eu în acest moment cu banii pe care voi îi aveți, puteți să faceți chestia asta. Pentru început am selectat 3 companii foarte importante, precum Nuclear Electrica, OMV Petrom și Romgaz. Sunt companiile în care eu cred foarte mult în următorii 5-10 ani și zic eu că dacă voi începeți prima dată să investiți în astfel de companii, portofoliul vostru va arăta destul de bine în viitor. Pentru primele 3 companii am ales 500 de euro pentru fiecare, asta înseamnă 1500 de euro doar în 3 companii. Mai jos am selectat încă 5 companii precum Colpet, BRD, Banca Transilvania, Hidroelectrica și Transport Trade Service. Evident, dacă voi aveți alte companii care credeți mai mult, puteți modifica această structură pe care eu am făcut-o. Astea sunt companiile pe care eu în acest moment le urmăresc destul de mult, dar 80% mă orientez către Nuclear Electrica, OMV Petrom și Romgaz. Pentru fiecare companie din cele 5 pe care vi le-am spus anterior, am selectat 100 de euro pentru fiecare companie. Evident că voi în viitor, dacă doriți, puteți ajunge la aceeași sumă investită pentru fiecare companie în parte, cum este aici la Nuclear Electrica, la OMV Petrom și la Romgaz, unde am selectat 500 de euro. Voi puteți să faceți aceeași chestie, investiți mai întâi câte 100 de euro în fiecare companie de asta mai micuță, iar după aceea în timp mai adăugați 100 de euro, încă 100 de euro și tot așa, pentru a investi în toate companiile aceeași sumă. Mai departe am făcut aici randamentul celor 3 companii. Pentru Nuclear Electrica în acest an am avut un dividend cu un randament de 8,37%, pentru OMV Petrom am avut un dividend cu un randament de 7,58%, iar pentru Romgaz am avut un dividend cu un randament de 7,71%. Le-am adunat pe toate și le-am împărțit la 3, după cum se poate observa aici am scris media, care este una de 7,88%, ceea ce înseamnă 118 euro. 118 euro, mare atenție, fără taxe, deci nu am inclus în acest calcul taxele și fără aprecierea companiilor în timp. Pentru că, după cum știți, toate companiile în timp se apreciază, iar voi dacă într-un an, să spunem, ați avut media dividendelor de 7,88%, dacă punem la calcul și aprecierea companiilor, care, să spunem, este o medie între 10 și 30% pe an, asta ar însemna undeva pe la minim 17%, și să spunem un maxim de 37-38%. Deci eu zic că este un procent foarte bun anual. Evident că aceste calcule pot fi diferite, dar important este să vă faceți și voi calculele voastre, dar înainte de toate, în mare parte, pentru cei ce sunt la început cu bursa, trebuie să vadă acest videoclip, pentru că este important să știe în ce să investească în momentul în care aleg să intre în bursă, pentru că sunt foarte, foarte multe companii și multe companii nu sunt la fel de importante precum primele 3 pe care vi le-am spus. De aceea este foarte importantă și suma pe care voi vă decideți să o investiți și dacă vă întrebați de ce nu am făcut randamentul și pentru cele 5 companii, am să vă spun în acest moment. Colpet în acest an a avut un dividend cu un randament de 8, ceva, nu mai știu exact, dar este peste 8 în orice caz. BRD nu a distribuit niciun dividend în acest an, dar mă aștept ca anul următor, în anul 2024, să vedem un randament foarte mare din partea acestora. Deci dacă doriți să faceți mulți bani din BRD, eu zic că acum avem ocazia cea mai mare de a cumpăra acțiuni când prețul acțiunii este destul de scăzut, pentru ca în viitor, peste un an, 2 ani, să avem parte de niște randamente foarte interesante. Banca Transilvania va distribui acțiuni gratuite, Hidroelectrica doar ce s-a listat acum pe bursă, iar Transport Trade Service este într-o continuă creștere. Îmi place foarte mult această companie, vă sfătuiesc și pe voi, dacă nu vă place acțiunea și nu vreți să investiți, măcar uitați-vă puțin în fiecare săptămână să vedeți ce face această companie și cum arată graficul, pentru că a avut o creștere destul de bună în ultima perioadă. Iar din toate aceste 5 companii, doar Conpet împreună cu Transport Trade Service au distribuit dividende și dacă aș face o medie între cele două, să spunem, ar fi undeva pe la 6%, sper să nu greșesc, 6-7%. Evident că avem companii care distribuie dividende cu randamente foarte mari, precum Romcarbon, Alumil, Turbomecanica și așa mai departe, randamente de peste 10%, dar pentru început eu zic că aceste companii, aceste 8 companii sunt destul de bune
pentru o persoană care intră în acest moment pe bursă. Dacă voi aveți altă părere, puteți să-mi o scrieți în comentarii. Aș fi foarte curios să văd ce părere aveți voi în legătură cu acest subiect și în legătură cu toată această schemă pe care eu am făcut-o astăzi. Poate vouă vi se pare că nu câștigați în acest moment foarte mulți bani din dividende, dar nu uitați în timp dacă acțiunea se apreciază, iar dacă voi păstrați acțiunile, randamentul vostru va fi unul mult mai mare la absolut toate companiile în care voi investiți. Iar chestia asta vă va avantaja foarte mult pentru că puteți ajunge la randamente de 15%, la randamente de 20% și așa mai departe. Încercați să investiți în companii puternice, în companii care stau foarte bine din punct de vedere financiar, pentru că aceste companii, dacă sunt listate la bursă, atunci vom avea parte de randamente foarte mari din partea acestora dacă distribuie dividende, pentru că dividendele, așa cum spun aproape în fiecare videoclip, ne ajută să ne mărim portofoliul și asta este cel mai important pentru că noi nu stăm degeaba cu banii respectivi. Eu zic că este mult mai bine să cumpărăm acțiuni la companii care distribuie dividende decât să cumpărăm acțiuni la diverse companii care nu distribuie dividende. Mare, mare atenție când doriți să investiți într-o companie, să vă cumpărați acțiuni de la o anumită companie, uitați-vă la istoricul dividendelor și vedeți dacă acea companie distribuie sau nu dividende. Și încă un lucru foarte important, când vă uitați, vedeți când au distribuit dividende, pentru că dacă distribuie dividende în fiecare an, atunci este o companie foarte bună. Dacă nu distribuie dividende în fiecare an, atunci este o problemă, pentru că voi nu veți mai avea parte de un randament destul de bun, iar banii voștri în anul respectiv, dacă compania nu va distribui dividende, vor sta degeaba. Asta în cazul în care nici acțiunea nu va crește. Eu zic că v-am dat destul de multe informații. Așa cum am spus, puteți modifica suma de 2000 de euro, poate fi 1000 de euro, pot fi 5000 de euro, pot fi 500 de euro. Investiți cât vreți voi, cât sunteți dispuși să nu umblați în acei bani. Investiția la bursă, din punctul meu de vedere, ar trebui să fie pe minim 5, 10, 15 ani, pentru că în tot acest timp veți vedea foarte bine cum evoluează portofoliul vostru. 75% consider că ar fi ok să intre în cele 3 companii. Evident, puteți modifica companiile astea, puteți să puneți ce companii vreți, poate vă place mai mult hidroelectrica în loc de Romgaz, ok, puteți să modificați asta, dar nu investiți sume foarte mari în companii care sunt sub primele 3 companii, da, sub Nuclear Electrica, sub OMV Petrom și Romgaz. Și încă o dată, gândiți-vă la viitor, gândiți-vă cu ce vă va avantaja pe voi acea companie. Iar Romgaz împreună cu OMV Petrom vor fi în proiectul numit Neptun Deep, de unde vom face foarte, foarte mulți bani. Veți vedea chestia asta, dar aveți răbdare, pentru că banii la bursă se fac în timp, nu peste noapte, așa cum am spus de fiecare dată. Iar dacă aveți întrebări, vi le aștept în comentarii sau intrați pe linkurile din descriere, de pe Instagramul meu sau de pe Facebook, îmi puteți scrie și acolo, vă răspund cât de repede se poate. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și nu-mi rămâne decât să vă salut și să vă urez o zi bună. La revedere!